Unii fotbaliști devin cunoscuți publicului larg datorită talentului său, trofeilor cucerite, ținutelor excentrice, ori unor fapte care depășesc tiparul firescului. Astăzi vom discuta despre o categorie aparte și pe locuri dezolată. O să vorbim despre fotbaliști care au devenit cunoscuți datorită faptului că sunt fratele cuiva și, indiferent de ce au reușit și ce vor mai face, o să rămână camuflați în umbra de glorie al fratelui celebru. Cariera lui Dino Baggio nu poate fi numită una eșuată. Totuși, campionul Italiei și fotbalistul care a colectat 60 de meciuri în naționala echipei de azur își merită laurii. Însă, toate performanțele lui Dino au fost eclipsate de fratele său mai mare, Roberto, care este simbolul fotbalului italian din anii 90, cel mai bun fotbalist de pe Terra în anul 1993. Nu ne ducem prea departe, nici în spațiu, nici în timp. Simone Inzaghi, clasicul atacant al școlii italiene, fotbalist cu un palmares onorabil, fost campion al Italiei în componența echipei Lazio, fost jucător al selecționatei Squadra Azur, cunoscut în lumea fotbalului ca fratele mai mic al lui Filippo Inzaghi, care este chintesența vicleniei fotbalistice. Un atacant pur sânge, ar fi inutil să enumăr performanțele obținute de Pippo, însă Simone mai are oportunitatea de a-și lua revanșa în fața fratelui. Actualmente, cel mai mic dintre frații Inzaghi construiește o carieră mai reușită în postură de antrenor. Federico Higuain este fratele mai mare al lui Gonzalo Higuain. Aș vrea să menționez că între cei doi frați este o diferență colosală de statut și valoare. Federico își petrece întreaga carieră pe continentul american, mutându-și bagajele din provinciile antarctice ale Argentinei spre cartierele mexicane cu miros de chili și supraaglomeratele metropole americane. În anul 2007, Federico Higuain a călătorit în Europa pentru a petrece un singur meci în capitala Turciei, având pe piept emblema echipei Beşiktaş. Însă, fratele său Gonzalo este un fotbalist împlinit, cu recorduri impresionante și biografie onorabilă. Fost jucător la Real și Napoli, actualmente parte autentică al echipei Juventus. Rani Khedira, fratele unui alt fost jucător al Realului și în prezent jucător al echipei Juventus Torino. După cum v-ați dat seama, fratele mai mic al lui Sami Khedira, Rani e la vârsta de 24 de ani, mai are timp să-și schimbe condiția, însă germanul a irosit șansa de a se manifesta în tânărul colectiv din Lightspeed. Altă șansă s-ar putea să nu se mai ivească. Un alt fost jucător al Realului, Xabi Alonso, are și el un frate mai puțin cunoscut, Michel Alonso, mijlocaș de meserie. Informându-mă despre acest fotbalist, am înțeles că e un tip modest, fără prea mult talent, însă muncitor, criteriu care l-a purtat pe la echipe precum Sociedad sau Bolton. Fratele său mai mic, Xabi, nu are nevoie nici de o prezentare. Barba sa roșcată și pasele maestrale vor rămâne nostalgice secvențe în amintirea multora. Un alt frate de madrilean, Felix Cross, mai mic cu un an decât Toni. La începutul drumului, ambii erau tineri promițători, speranțele fotbalului german, însă cu timpul între cei doi s-a făcut o sumbră prăpastie. Toni Cross, piesă scumpă în Muzeul Vedetelor Galactice, iar Felix, simplu supraviețuitor în diviziile inferioare germane. Păstrând tematica germană, ajungem la Tobias Schweinsteiger, care a fost nevoit să rătăcească mai mult de un deceniu prin nivelul semi-pro, până când în anul 2012, la vârsta de 30 de ani, a fost adus la Bayern München 2, unde din start a început să marcheze și la un moment dat chiar a fost transferat în echipa principală al bavarezilor, însă n-a mai reușit să debuteze. Fratele său, Bastian
Bastian Schweinsteiger este legenda echipei Bayern München și al fotbalului german în general, șeptarul blond din copilăria mea. Cedric Seedorf a debutat în fotbalul mare încă din fragedă tinerețe. Tânărul fotbalist era supra-solicitat din motiv că era fratele lui Clarence Seedorf. A fost convocat în naționala Olandei Under 21 încă de la vârsta de 16 ani, însă tot ce a urmat după asta a fost scenariul unei piese triste. Cedric n-a continuat să mai progreseze, chiar dimpotrivă, degradând cu fiecare sezon, schimbând echipe din ce în ce mai modeste. Fratele său, Clarence, este unul dintre cei mai mari jucători din istoria fotbalului, iar performanțele și recordurile sale merită un episod aparte pe canalul nostru. Rodney Snyder, la fel ca fratele său Wesley, a fost unul dintre cei mai talentați juniori din Academia Sportivă al echipei Ajax Amsterdam. Diferența dintre cei doi s-a făcut însă la nivelul profesionist, unde Rodney n-a mai primit invitația să evolueze pentru echipa principală din Amsterdam. A urmat diferite arende și echipe din ligi inferioare, iar la un moment, depășit de complexul incompetenței sale, la vârsta de 24 de ani, în anul 2015, și-a încheiat cariera de fotbalist. Fratele său, Wesley Snyder, un mijlocaș genial, care și-a atins apogeul gloriei în anul 2010, cucerind trofeul Ligii Campionilor alături de Inter Milano, iar la sfârșitul anului, în urma unor decizii controversate, a cedat balonul de aur în detrimentul lui Leo Messi. Frații Pogba, Paul, Florentin și Matias, ultimii doi, cei mai mari din familia Pogba, evoluează pentru patria istorică, Guyana. Pe când mezinul Paul este elementul cheie în naționala Franței și cea mai scumpă achiziție din istoria echipei Manchester United, Matias Pogba are 27 de ani și actualmente este liber de contract. Ultima sa echipă a fost Sparta Rotterdam. Geamanul său, Florentin Pogba, în prezent joacă în Turcia, iar ultimii 6 ani i-a petrecut în componența echipei Saint-Étienne. Atât pentru astăzi. Vă mulțumesc enorm pentru atenție. Comunicați prietenilor despre acest canal și abonați-vă dacă nu doriți să pierdeți următorul video. Iubiți sportul! Pe curând!